România are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană, după Bulgaria, 3.000 de lei brut, dar și cele mai mari taxe pentru muncă dintre toate țările Uniunii Europene. De altfel, conform unor studii, salariul român obișnuit suportă o povară fiscală estimată de 46% din câștigul său brut. Sunt destul de mari la ora actuală, după timpurile care sunt. Ar trebui să fie mai orientați, mai gândiți cei care ne conduc. Era bine chiar cu 16% sau 19% măcar. Să nu fi depășit 19%. Sigur că da, să lase mai mult salariu, să aibă omul ca să poată să-și asigure un trai decent. Cu ce să asigure din 2 milioane, din 20 și ceva de milioane? Că n-are cu ce. Că e mâncarea scumpă, toate taxele sunt scumpe, lumină, chirii, toate alea, mai sunt care plătesc și chirii, că stau la oraș, că nu poate să facă naveta la țară. Am și eu nepoate care lucrează pe la, tot așa, și vine de acasă, dar ce să-i dai și de acasă, că nici noi nu avem, că suntem vai de capul nostru. Nu este, e clar că nu suntem, dar nu vedem ce putere politică ar putea să fie să ne reducă taxele astea. Pe cine am putea noi să aducem la conducerea statului astuia, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, să ne unim toți, să vedem pe cine aducem, să aducem o formațiune politică care să micșoreze taxele, să îmbunătățească viața oamenilor. Asta am vrea. Și pe timpul lui Ceaușescu toți așa să plătea taxe, domnule. Și am muncit și pe mult și pe puțin. Ce bani? Păi dacă aveam, dar n-aveam ce face cu ei. Păi cam tot așa. Dar acum n-avem. Salariile mici, taxele și prețurile mari fac ca exodul românilor să continue la 16 ani de când România este membra Uniunii Europene și situația pare una fără ieșire.